Salutare dragi iubitori de mașini, mai nou de motociclete. Bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog. Astăzi îți prezint 5 lucruri care îmi plac și 5 lucruri ce nu îmi plac la motocicleta pe care astăzi o avem la dispoziție. Este vorba despre un BMW R1250R. Din 2023, ce te face să zâmbești de fiecare dată când tragi de gaz. Și hai să începem cu partea bună a lucrurilor. Primul lucru ce n-ai cum să nu-l observi este că nu are contact. Cu alte cuvinte, motocicleta asta beneficiază de keyless go. Este exact același principiu ca și la mașină, pur și simplu bagi cheia în buzunar, îți analizează prezența și poți să pornești motocicleta fără nicio problemă. Al doilea lucru tare pe motocicleta asta este tehnologia. Mai exact, ai pilot automat. Asta mi se pare super tare, încă n-am folosit, dar ai pilot automat. Ai fază lungă adaptivă. Dai drumul la sistem de aici și își adaptează fază lungă, fază scurtă. Ai moduri de condus. Poți să mergi pe rain, normal, dinamic sau dinamic pro. Sincer să și simte că își modifică setarea suspensiei și setarea și răspunsul la accelerație, în așa fel încât în momentul în care treci în dinamic, trebuie să schimbi chiloții. Ce zic, nu? Și da, foarte important, sunt două aspecte. Unu, are control al tracțiunii și doi, are ABS. Mi se par foarte mișto și două sisteme de care ai nevoie pentru siguranța ta când te deplasezi cu motocicleta. Cel de-al treilea lucru important, mi se pare cum arată infotainment. Ai toate informațiile pe display aici, poți să îți modifici setarea suspensiei, poți să modifici setarea controlului tracțiunii, ceea ce mi se pare foarte tare, doar că trebuie să știi în momentul în care lucrezi la butoanele respective. Și da, suspensia este adaptivă pe motocicleta asta. Iar un element foarte interesant este că motocicleta asta beneficiază de cardan, deci transmisia este prin intermediul cardanului, nu prin intermediul lanțului sau a unei curele. Încă un aspect foarte tare îl reprezintă sistemul de frânare. Încă nu pot să zic că am simțit ce înseamnă sistemul de frânare, pentru că e dita mai cu două discuri, e foarte tare și important trebuie să înțelegeți că este strict părerea mea de la primul contact cu motocicleta asta. Încă nu pot să mă consider mare specialist în motociclete, sunt la început, pur și simplu îți împărtășesc experiența mea din ultimele zile cu motocicleta asta. Bun, și vin cu o completare la clip. După ce am returnat motocicleta aceasta, am reușit să iau motocicleta despre care vă povesteam în drive test. Motocicleta ce în principiu o să urmeze să vină pe al nostru canal. Sunt șanse foarte mari să se întâmple asta. De asta nici nu vreau să vorbesc despre ea, pentru că vreau să fie o surpriză pentru voi, dar puteți să începeți să lăsați în comentarii despre ce motocicletă credeți că este vorba și mi-ar plăcea foarte tare să completez câteva aspecte referitoare la R1250R. În comparație cu motocicleta ce urmează să o aducem, pentru că am avut șansa să merg cu ambele și să fac o comparație între ele, sunt câteva aspecte foarte importante ce vreau să le menționez. 1. Centru de greutate pe R1250R este mult mai jos. Teoretic vorbind, dacă mi-ai spune că centrul de greutate este mai jos, ar fi mai sportiv. Sau cel puțin asta mă gândesc când vine vorba despre mașini. Cu alte cuvinte, una dintre cele mai tari mașini este BMW M4, care la momentul în care s-a lansat pentru prima dată, era mașina cu centrul de greutate cel mai jos și era una dintre cele mai spectaculoase lucruri pe care le puteai experimenta la lansarea lui BMW M4. Doar că partea interesantă este că cealaltă motocicletă are un centru de greutate mult mai sus și centrul de greutate de mult mai sus îți oferă oportunitatea de a înțelege dinamic mult mai bine motocicleta. Cum se traduce asta? Se traduce într-o manevrabilitate mult mai predictibilă. Cu alte cuvinte, în momentul în care, de exemplu, intri în sensul giratoriu, motocicleta mai sportivă o simți mult mai ușor de virat și, mai important, diferența principală între cele două motociclete constă în funcționarea motorului. Una are motor boxer și, important, când accelerezi se simte că e boxer, adică simte mișcarea pistoanelor, și cealaltă este în 4 cilindri în linie. Este mult mai liniară, este mult mai echilibrată și, din punctul meu de vedere, chiar dacă motoarele boxer pe motocicletele BMW sunt foarte speciale, consider că pentru mine, la momentul actual, 4 cilindri în linie este mult mai potrivit. Bun, și hai să-ți prezint și câteva aspecte negative pe care le-am descoperit până la momentul actual. Dacă vrei să mergi cu motocicleta prin oraș, fiind un motor boxer, e foarte lat. Trebuie să ai mare grijă în momentul în care intri printre mașini, să nu agăți cu motorul sau
cu ghidonul, da? E important să ai în vedere că e lată motocicleta. Dacă ar fi să mai configurez ceva la motocicleta asta, 100% a schimba evacuarea, aș face un pic mai sport, mai racing. Și da, important, se aude boxer, nu se aude ca și sunetul de motocicletă pe care le știm noi. E un sunet mai gros, așa, mai plin. Dar o să ți-l prezint în momentele ce urmează. Astea sunt lucrurile care le-am observat ciudate, că nu pot să zic că nu-mi place, adică pui mei, vine un coace, vine din față, uite cum arată motorul ăla. E mult să spun că nu-mi place, ador motocicleta, mi se pare extraordinar, mi se pare extraordinar de frumoasă, merge într-un mare fel, îți dă un sentiment așa de putere, dar ce am învățat în ultima perioadă, frate, echipamentul este obligatoriu. Dacă ai mers cu motocicleta fără echipament, încă n-ai mers cu motocicleta. Și da, foarte importantă, casca. Ne-am mers pe o variantă de la Shui, foarte faină, foarte mișto, nu bate vântul, mi se așează foarte bine pe cap. I-am pus și un pinlock pe interior, doar că am observat că o am de 3 zile și deja am zgâriat viziera. Nu știu cum am reușit să fac asta. Și noi am mers pe o variantă în care ne-am luat două viziere, una de întuneric și una transparentă, adică una închisă la culoare și una transparentă. Aia închisă la culoare arată incredibil de bine, doar că aseară am prins ora asta la Ikea cu motocicleta cu viziera neagră, am venit cu ea ridicată, logic, pentru că nu vezi absolut nimic pe întuneric. Și important, dacă ai în vedere achiziția unei motociclete, chiar dacă este nouă, sincer, pentru mine a fost foarte fanic, m-am uitat în anunțul de vânzarea motocicletei pe care vrem să o cumpărăm noi și știți ce am făcut, nu? Am verificat seria de șasiu. De ce îți recomand să faci asta? Pentru că există posibilitatea ca motocicleta să sufere o daună pe transport până la furnizor. Știu că sună ciudat, dar noi suntem pățiți. Am pățit exact aceeași problemă cu seria 6. Singurul element diferit este că nouă ni s-a spus. Ni s-a spus că mașina a avut o daună în momentul în care s-a dat jos de pe platformă. Deci da, aseară am făcut un raport car vertical a noii motociclete. Acum îți prezint raportul car vertical al motocicletei de astăzi, pentru că nu vreau să pierd din atenția voastră referitoare la următoarea motocicletă, pentru că sunt sigur că o să vă placă tare, cel puțin eu sunt îndrăgostit de ea, mi se pare extraordinară. Și uite, cam așa arată raportul motocicletei ăstea. E important să înțelegi, motocicleta este nouă, nu are daune, dar mai important decât toate lucrurile acestea, trebuie să ai în vedere că în raport găsești informații despre kilometraj, dacă motocicleta a fost servisată corect într-un serviciu autorizat. Kilometrajul îți apare acolo, asta înseamnă că nu poate să îți dea kilometri înapoi. După care ai informații referitoare la daune. Daunele sunt foarte importante, mai ales la motociclete, în așa fel încât să nu lași două urme pe asfalt. După care ai informații referitoare la motocicletă. Și aici vorbim despre motor, producător și, mai important, la final poți să analizezi și să vezi țara de proveniență. Sunt foarte curios dacă ai informații din ce țară nu ar trebui să-ți achiziționezi motocicleta, pentru că sunt câteva țări ce îmi vin în minte, nu vi le spun, sunt sigur că vi le lăsați voi în comentarii, ce sunt super haotice din punct de vedere al traficului când vine vorba despre motociclete. Din punct de vedere a echipamentului ce l-am pe mine, am niște cizme, foarte mișto. La prima vedere ai zice că nu mai simți schimbătorul de viteză, dar chiar îl simți, e moale, chiar e moale. Niște blugi de moto cu protecții la genunchi și protecții la șold. După care am geaca asta, care acum mi-am dat seama că pot să dau jos materialul ăsta, cu protecții la coate, la umeri și la spate. Important, materialele astea în momentul în care te arunci pe jos devin mult mai rigide. Deci da, echipamentul este esențial când mergi cu genul ăsta de motocicletă. Și da, mânușile, corect, bine, așa arată mânușile. Foarte important când le luați să fie dimensiunea bună. Uite, de exemplu, acum la mine simt un pic când stau foarte mult, când îmi stă ghidonul așezat, parcă simt un pic de presiune pe degetul mare. E important în momentul în care ții echipamentul să nu te grăbești, frate, să stai să îți alegi corect, să-ți fie pe dimensiune, pentru că fiecare element din ăsta mărunt, de exemplu, dacă ai avea un punct de presiune în cască, la început când o cumperi, stai puțin acolo în magazin cu ea, nu ți se pare ciudat. Dar în momentul în care mergi mult cu motorul, sunt sigur că devine din ce în ce mai frustrant și e din ce în ce mai nasol să porți o cască ce nu este pe mărimea ta. Și încă o chestie foarte interesantă ce am observat-o mergând cu Alin în spate, dinamica motocicletei se schimbă complet. Și mi-ar plăcea să înțelegeți, mai ales pentru cei ce merg mult cu motocicleta și se uită la clipul ăsta, este strict părerea unui începător. Mi-am luat permisul de curând și
în materialele ce urmează să vorbim despre zona asta de moto. O să vreau să avem și să vorbim mai mult despre partea de siguranță, o să vreau să merg la cursuri, să vă prezint ce înseamnă partea de safety. Mi se pare genial subiectul acesta pentru că nu îl cunosc, îl descoper și partea mai tare este că te invit să îl descoperi alături de mine apăsând butonul de subscribe și lovind cu încredere butonul de like să știm că mergem în direcția corectă. Ideea următoare, asta e ideea lui Alin. Vă las aici. Noi în perioada următoare o să achiziționăm o motocicletă. Mi-ar plăcea să îmi lași în comentarii despre ce motocicletă crezi că este vorba, în așa fel încât dacă nimerești motocicleta, dacă ești printre primii care nimeresc motocicleta, e de o tură. Da, ok. Dacă ești din București. Te dau o tură dacă ești din București sau dacă ne-am vedea la un moment dat pe la CVA eveniment, pentru că sunt sigur că o să mai vin cu ea. Îmi place foarte tare motocicleta. Lasă-o în comentarii și câștigătorul, da, vă promit că vă fac o tură cu motocicleta. Și important, rămâi aproape, pentru că urmează o perioadă foarte specială pentru noi. Este prima mea motocicletă pe care o achiziționez eu. Asta mi se pare tare. Sunt emoționat pentru că este clar o achiziție foarte importantă pentru mine. După ce am mers cu cele patru motociclete cu care am mers în ultima perioadă, și anume R1250R, m-am mișcat cu un GS, m-am mișcat cu motocicleta de 600 a lui Petre și motocicleta specială despre care îți povestesc, o să îți prezint în următorul clip de ce motocicleta asta e perfectă pentru mine. Sunt foarte multe mesaje, am primit câteva comentarii referitoare la alegerea mea, la ultimul clip, cu băieți care cunosc și îmi spun că, bă, nu îți iei motocicletă prea tare și că e inconștiență oarecum să-ți cumperi motocicleta respectivă. Dragii mei, după ce am mers cu o motocicletă de generație mai veche, cu o capacitate cilindrică mai mică, trag o concluzie. Vreți să scăpați de mine, fraților? Nu are nicio legătură. Din punctul meu de vedere, recomandarea mea, ok, dacă nu ești destul de matur să înțelegi că motocicleta merge tare dacă tragi de gaz, ia-ți o motocicletă cu putere mai mică, sunt de acord cu punctul ăsta de vedere, dar mai important decât lucrurile astea este ca motocicleta să aibă toate sistemele de siguranță, frate, pentru că sistemele de siguranță te salvează. Și aici, ABS, control la tracțiunii, pilot automat, de ce nu? Iar mi s-a părut foarte tare că am apucat să merg cu ea și pe timp de noapte și mi s-a părut genial să ai încălzire în ghidon. Mi se pare genial să poți să-ți modifici modurile de condus în așa fel încât să poți să o treci, de exemplu, pe rein și să nu mai aibă putere. În așa fel încât să poți să-ți controlezi emoția de a trage tare de gaz. În concluzie, decizia de a accelera este strict la tine. Tu decizi cât de tare tragi de gaz. Dacă ești hotărât, dacă ai destul kilometri sau cel puțin așa te consideri tu, poți să tragi de gaz. Dacă nu, în cazul meu, eu pur și simplu am ales motocicleta asta din două motive. 1. Este cea mai frumoasă motocicletă pe care am văzut-o în viața mea și asta o spun cu mâna pe suflet. Garantat, nu există, sau cel puțin din punctul meu de vedere, motocicletă mai frumoasă ca asta pe care o achiziționăm noi. Și 2. Am 33 de ani, mă consider destul de matur să-mi dau seama că o motocicletă puternică te poate pune în pericol dacă nu ești conștient că dacă tragi tare de accelerație, aia o să meargă repede. Astea sunt motivele pentru care o să vedeți ce decizie am luat. O să vedeți că am achiziționat și o chestie super tare pe care o să vă prezint pentru motociclete și Raptor. Aia e game over. Sunt mândru. Și sunt mândru de întreaga echipă Vrum Vlog, pentru că până la urmă toate lucrurile astea, fiecare au avut o intervenție. Da, acestea fiind spuse, eu am fost Mihai Beldie, Sev este în spatele camerei, Patrick este acasă, ne ajută să edităm. Patrick, îți mulțumesc pentru că ești alături de noi și că faci treabă, frate. Acestea fiind spuse, important, iubiți-vă mult motoarele și mașinile! Pa, pa!